Totul despre bunici. Cine sunt bunicii? Cu toții avem oameni speciali în viețile noastre care ne iubesc și au grijă de noi. Uneori, acești oameni speciali sunt bunicii. Cum mai sunt numiți bunicii? Este posibil să nu folosiți întotdeauna cuvintele bunic sau bunică ați putea avea nume diferite pentru bunici, precum bunu, tataie, moșu, bunicuțul, buni, mamaie, mămăița sau bunicuța. Toate familiile sunt diferite și toate sunt speciale. Este posibil ca în familiile voastre să aveți mai mulți bunici. Un singur bunic sau niciun bunic. Ați putea avea un prieten special care se comportă precum un bunic. O astfel de persoană are grijă de voi și urmărește să fiți mereu în siguranță. Ce fac bunicii? Bunicii sunt diferiți. Ei arată diferit, au diverse pasiuni și desfășoară activități fel de fel. Unora dintre bunici le place să gătească, să grădinărească, să repare sau să construiască, să coasă sau să se joace șah. Ce activități desfășoară bunicii voștri? Timpul petrecut cu bunicii este special. Bunicii sunt foarte fericiți atunci când faceți activități împreună, iar ei vă pot urmări cum vă jucați și cum creșteți. Bunicilor le-ar plăcea să împărtășiți o poveste, să gătiți împreună, să le oferiți o îmbrățișare, să-i sunați sau să-i vizitați, să mergeți împreună la o plimbare, să vă jucați împreună sau chiar să le pregătiți un desen. Bunicii sunt speciali. Puteți învăța multe lucruri noi de la ei. Ei sunt fericiți atunci când petreceți timp alături de ei sau când vă aud vocea. Amintiți-le cât sunt de speciali și importanți pentru voi.